Nu lași pe Bogdan să mă întorc în cameră, da? Fugi înapoi. Maria, vezi că l-am lăsat pe Bogdan cu Paris, o vin cu Dobrescu la secție. Ok, am înțeles. Vreau să te duci la mine în birou, să iei cheile de la sala de interogatoriu și să-l încui pe Sandu acolo. Până ajung eu, deconectează camerele de supraveghere și nu lăsa pe nimeni să intre, ok? A, dacă întrebă Iacob ceva, găsește o scuză. Legă-l de scaun. Ia la mine! Stai liniștit, că nu doare. Unde-i tronul? Nu știu, că nu sunt masa. Ia la apele. Stai, hai. Stai. Bă. N-am timp de căcaturile tale. Unde-ți omul? Nu știu. Exact 5 secunde să-mi dai un răspuns care să-mi convină. Pe urmă ce se întâmplă? Mă, întâi orbești, pe urmă ți arde corpul și la final se umflă limba până nu mai poți să mai respiri. Păi, intră în părnaie. Dă-mi o adresă. Jur că nu știu. Jur pe cea mai sfânt. Mă doare în cur de ce tu sfânt, vreau o adresă. Bă, dacă l-o omor, nu-ți mai zice nimic, mă. Dacă nu-mi zice nimic, n-avem nevoie de el viu. Dă-mi o adresă. Bă, lasă-l, bă! Bă, lasă-mă, dracu, știu-mi pace! E ultima oară când îți repet. Dă-mi o adresă. O adresă! Sebastian 26, Rahova. Sebastian 26, Rahova. E o casă părăsită. Ce faci? Ce faci, bă? Mamă, ce se întâmplă? Eu de obicei băteam până se căcau pe ei și spuneau tot. Bă. Da, Maria. Călin a reușit să facă rost de adresă de la Sandu. Se îndreaptă către locație chiar acum. Înseamnă că este planul. Ok, mersi. Dă și mie un semn dacă se întâmplă ceva. Găbăre? De ce ați vorbit, frate, când m-ați închis în baie? Vezi-mă de treabă. V-a cumpărat, a? Mă, săracul, zi. Te-ai vândut pubască de colcotușe? Așa-i? Dacă mai scoți un sunet, nu o să mai vezi cu ochiul ăsta până la proces. Ce zici? Călin, Bogdan are un apel. Să răspunde, să tragă de timp. Ok. Dacă ai vorbit, ți-am rupt gâtul, ai înțeles? Da. Îl ai pe sifon? N-am reușit să dau de el, m-au trimis în altă parte. Mai știe cineva de asta? Normal că nu doar nu-s nebun. Mai dă-mi o oră. Te sună jumătate de oră dacă nu... Băi, omul, stai, vreau... O să vorbesc și eu cu ea. Băi, frate... Eu o să intru în pârnaie pe dacă ți-l aduc, înțelege-mi? Alo! Alo! Băieți, n-am putut să localizez. Căline, aveți doar jumătate de oră să găsiți. Da, găsim. Tu ai grijă să rămână la viață. Pe mine mă vrea, nu? În cât timp? Zi, mă, și mie, cât mai am de trăit! Da, e numai vina ta, băi, tâmpitule! L-ai tunat pe frate tu, băi, și din cauza asta o să moară o polițistă. E numai vina ta! De ce ai făcut asta, mă? Ți s-a făcut de putere? Vrei să fii șef?
Ba, tâmpitule, crezi că dacă să intri în programul de protecție, ăștia nu o să te mai vâneze? Ha? Ești un labagiu inutil, asta ești. Sper să te găsească și să-ți facă sită creierul ăsta de căcănar. Da, imediat. Dă o judecată, băi. Mă încalci în poliție. Cum ajut? S-a împlinit. Havana rezolvă. Băi, de capul tău. Maria, mă auzi? Da. Vreau să le iau tu prin față, eu intru prin spate. Ai grijă. Bună ziua! Nu vă supărați, era poarta deschisă, n-ați văzut un cățeluș alb pe aici, Ramses îl chema. Nu e bine aici, băi, ne duc la Hinghie. Da, mie mi se pare că ai intrat totuși aici. Auzi, băi, nene, că nu ți-am văzut și așa. Maria, intrăm. Stai, poliția! Era prea multă lume acolo. N-aveam cum să intru cu sabia peste ei. Te mai codi atât dacă ai dat-o de gard? Am dat-o de gard. Ce faci? Rușca! Rușca! Lasă pistolul! Pune-l pe masă. Călin Dobrescu, sunteți ok? Da, Maria, suntem ok. Câte și eu, nu? Sigur? Sigur. Unde mi-e colega? Colega? Ce colega? Unde-i colega mea, Cioară? Bă, voi chiar credeți că vi-l dăm pe Paris? Unde-i Lori? Ți s-a arătat cu viața, Gabore. Dacă viitoare te tai puțin cu... Mă jur pe mata ta, habar nu am. Te jur pe mama și că l-ai încercat să-mi puși martorul dimineață? Ce martor, tembelule? Mama. Ce morți, măti? Nu e ultima oară când te întreb unde-i Lori. Zi unde-i Lori! Zi unde-i Lori! Zi unde-i Lori! Nu te mata! Ah!
la 112 și spune că este un pușcător în zona în care suntem ești dubre. Ok, imediat. Maria, am un apel video. Călin, Bogdan are un apel video. Iubi, eu sunt. Lori, ești bine? Iubi, te faci ce te rog. Lori, calmează-te, o să fie bine. Ați vorbit destul. Ți-am dat ce ai vrut, unde ești? Păi n-am avut timp destul să... Băi! Cu toți morții, mă... Ce-am vorbit eu mai devreme cu tine? Băi, o tai! Băi, stai, calmează-te, băi, uite, l-am aici! Du-l la Faul, la Hala 9! Nu, nu, singur! Și-o tai de acolo! Băi, stai, Lori! Nu, băi... N-am putut să localizeze prea scurt! De ce zice Lori iubi lui Bogdan? Nu știu, e speriat, săracă, ce știu. E zis tensionat. E ceva important. De ce să-i zică Lori iubi lui Bogdan? Bărbei. E Nico. Bogdane! Pentru că el crede că sunt împreună. I-a văzut azi dimineață îmbrățișându-se la secție. E Nico. Și tocmai de asta înseamnă că l-a sunat numai pe Bogdan. Cum dracu mi-a scăpat? Ala. Bogdane! Bogdan? Maria, ce cu Bogdan? 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 Bogdan, mă auzi? Călin? Bogdan și-a întrerupt conexiunea. Localizează! În două secunde să apăresc pe GPS. Gata, l-am găsit. Bogdan e pe... Bulevardul Reginei Elisabeta. A făcut stânga? Mă duci la cofetărie? Lași-mă din gură. Cât de departe e Bogdan de mine acum? Sunt cam la 3 km distanță. Ok. O să fac plângere, să știi! Gura, mă! Acum unde? Sunt drept despre Piața Unirii. Pe unde eu? Tot înainte. Păi înainte, da? Că până unde mă duci? Zi-mă și mie unde mă duci, măcar! Gura, mă! Zi-mă, te-a plătit, frații mei! Lași-mă din gură! Ce să fac aici, stânga sau dreapta? Fă dreapta. Iată! De ce te-ai oprit? Păi ce să fac, să las semafor? Dă-te la o parte! Haide că-l pierzi, mergi mai repede! Maria, am nevoie de o scurtătură. A doua stânga. A doua stânga, nu dreapta. Și acum? Întoarce-te! Haide, mergi înainte! M-am apropiat de el? Sunt la 2 km unul de celălalt. Ai de treabă, până oraș? Dași-mă din gură! N-aveai cu cine să mă lași să pomenești. Te-am supărat eu cu ceva. Ok, hai că mă apropiați, s-a apropiat. Zi-mi unde e! Gata. Ah, e deasupra ta. S-a dus. Nici o problemă, stai liniștit. Ce fac? Zic pe unde o iau. Te ghidez eu, iau pe străduțe. Pe unde o iau? A doua stânga. Dreapta! Fă stânga. Vezi cum stă aproape de un parc. Hai zic că sunteți paralel. O să rămâi la o oră. A doua la stânga. De ce ai făcut dreapta? Ți-am spus a doua la stânga. Eu sunt lângă parc, el unde e? E pe partea cealaltă.
Intr-un parc! Nu, nu la prin parc, Călin, ce faci? Zi-mi acum pe unde eu. Nu știu să te ghidesc prin parc, că nu sunt străduțe. Atenție, că văd, văd! Ocolește lacul prin dreapta. Călin, ocolește lacul prin dreapta. Pe unde o iau, Maria? Fă dreapta. Unde e Bogdan acum? În fața ta. La mine. Bă, Bogdan, e un ordin, nu e o rugăminte, dă-l încoa. Nu! 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 Bă, tu ai nebunit de tu! Bă, tu faci numai ce te tai capul! Bă, fac ce trebuie spre deosebire de tine! Ești sigur că faci ce trebuie? Da! Ești sigur că trebuie să predai pe Paris? Da, dacă asta o salvează pe Lori, da! Ești sigur că dacă îl dai pe Paris, o mai vedem pe Lori în viață? Bă! Are dreptate, trebuie să o salvăm fără să îl pierdem pe ăsta din mână. Ieși! Uite, mă! Uite! Hai, 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 hai! Hai. Au! Mișcă, mă! Mișcă! Urcă! Au, au! Dobrescule, voi doi mergeți la sală la Nicu. Am înțeles. Hai! Ce faci? Dar tu ce crezi, iubi? Alo, Maria, eu plec cu martor la Faur, la Hala 9. Trimite-mi hărțile să mă descurc. Da. Bogdan și Dobrescu pleacă la sală la Nicu. Auzi, vezi să nu afle Iacob de toate astea. Am înțeles. Bine, mamă, te-am rugat atâtea ori să nu mai sună timpul serviciului. Pa! Mama! Unde e Cărin? Nu știu. Ăștia de la secția 9 au primit un apel că a avut loc un schimb de focuri în zona Sebastian. Știi ce au găsit acolo? Un tip împușcat în picior, doi în cătușe și cu capetele sparte și pe istronom cu piciorul rupt. Unde e Cărin? Nu știu. Ai un minut să te gândești și să-mi spui. Un minut. Trebuie să fie tâmpit să-l țin aici. Am văzut tâmpici mai mari, că nu te mire. Călin, acum îți trimit traseu către Faur. Gata, a trecut minutul. Îmi pare rău, dar nu vă pot ajuta. Insigna și armă. Iacob. Da, spune. Unde? Aha. Martorii cu el? Foarte bine, foarte bine. Rețineți-i pe amândoi și aduceți-i încoace. Stați! Da. Stai puțin. Ce, ai să-mi spui ceva? Ce? Ok. Nicu Javel a răpit-o pe Lori. E cerul lui Călin pe Paris, la schimb, altfel o să moare. Bogdan și cu Dobrescu? S-a dus la sala de forță al lui Nicu să vadă dacă nu fi Lori acolo. Nici măcar nu vorbesc la telefon, așa-i? Tu poți
să vorbești la un telefon fără baterie? Maria, n-am găsit nimic la sală. Altceva pentru noi? Păi s-a perchiziționat casa lui Javela și nu s-a găsit nimic. I-am zis tot, m-a făcut să cred că o să vă aresteze. Idiot! L-a scos mâna din cameră și ați ratat tot cazul. N-am avut încotro. Alte idee aveți unde am putea să-l căutăm? Păi, putem să căutăm la casele lui Sandu. Ce-ți dai de poliție și ar fi ultimul loc unde... Te putea o duce. Unde e acel lucru? Alin să-l aducă pe Paris. La Faur. La Hala Nouă. Ce? Duceți-vă acolo după el. Dacă Nicu e acolo, înseamnă că este și Dorin. Am înțeles. Și Dobrescu? Da. Fii atent, Dobrescu. Ne știm de atâta vreme. Dacă moare cineva... Ai încurcat-o. Ce mai ai dus aici? Ce vrei, mă, să faci? Gura. Vrei bani? Cât îți ofer ține? Țin că îți dau, am bani, nu sunt scârcit. Gabore! Ești polițist, mă, ce dracu. Frate, ești polițist, nu se face așa ceva. Păi, Gabore! Nu să tragi, mă. Nu să tragi. Am zis gura. Da, Maria. Am ajuns în Hala Nouă. Crine, să nu te pune dracu să predai martorul până nu găsim pe Lori. Nici n-aveam de gând. Este pentru prima și ultima oară când mai faci ceva de capul tău fără să mă anunți. Nu uita că eu sunt procurorul și eu conduc ancheta. Da, pentru unul care se crede atotștiutor, ți-a lăsat destul de mult timp să te prești ce se întâmplă. Aia face pe deștept. Nicu Javela a ieșit de mult din clan. Nu cred că l-a ajutat nimeni la răpire. Și în plus nu cred că și-ar executa fratele de față cu toată lumea. Cred că o să fie singur aici. O să-i fac față. Mă rog, bine, de acord. Dar dacă iese prost, să știi, eu nu știu nimic. Ești pe cont propriu. Păi n-am fost tot timpul. Mă rog. Acum așteptăm. Maria, am ajuns. Ceva vezi de la Călin? Încă e deconectat. Nu prea multe vești, dar a ajuns în Hala Nouă. Ține cum ne orientăm. Gata, două secunde, gata, v-am găsit. Voi sunteți în sudul Halei 10, iar Călin este la 500 de metri nord de voi. A, halele sunt lipite. Dobrescu l-a stăinit mai labirintul. Uh-huh. Eu pe aici. Trebuie pe aici. Unde e ălălalt? I-am spus să nu zică la nimeni. Ai adus Gabori cu tine? Te liniști, nu sunt decât eu. N-a putut să-ți țină cură.
pistolul. Aruncă. Asta n-a fost vorba. Întâi pleci și apoi îi dau drumul. Ai cuvântul meu. Cuvântul tău? Nicule, vrei să-ți omori un frate ca să-l salvezi pe celălalt? Cuvântul tău nu face doi bani. Taci, bă! N-ai tu treabă cu ce vreau eu să fac. Aici și să nu încerci vreo șmecherie. Cheile de la cătușă. Lori. Cheile. Și așa. Credeai că vreau să-l umor pe și cu odia asta ca să-l scape frate meu. Ți-am spus că te omor, nenorocitule. Dar nu înainte să suferi și să mă rog să te mișuși. Nicule, calmează-te, gata. Să nu spui mie să-mi calmez. Habar n-ai. Ai făcut 5 ani de pușcărie, dacă îl omori, intri pe viață. Fetița mea. Ce-ai făcut, mă? La fetița mea. Că nu poate să vorbească, nu să aflu. Nu m-a pedepsit Dumnezeu destul când a făcut-o așa. De
să le pun la pe Sandu! Să intri sub aripa gaburilor și să nu te găsesc eu! S-a terminat. Dă mâna. Unde mi-e colega? Unde-i Lori? Omor cu mâna mea. Am să-ți scot ochii cu mâna mea! L-am văzut pe titele bune alergând cu Lorin. Ce s-a prins? Aveți grijă. Ce voi adui? Și vezi că pare. Deci avea la fetița lui Nicu. Hai, Dobrescule, hai! Maria. Ai găsit martorul? Sunt cu Paris și Nicu aici, da. Paris s-a împușcat, trimiteți o ambulanță. Unde-i Călin? Aha, am înțeles. Bogdan? Bogdan, mă auzi? Bogdan, sunteți în regulă? Bogdan? Bogdan, mă auzi? Lori, ok. Situația este controlată. Și martorul? S-a împușcat un pic, dar trăiește. Vestea bună că intrăm până aia pentru viol. S-a domărturisit, așa că putem plasa acasă. Vă dăm mai multe detalii când ne întoarcem. Bine, bravo, bravo. Ați făcut o treabă bună. Hai, veniți aici, vă așteptăm, hai. Ce a zis mamă, Solin? Ne-a felicitat. Da? Mm? E clar, o să completăm hârtii 2 săptămâni. Corect. Partea bună e că suntem toți întregi. Da. Mersi. Rezolvăm pentru asta.
Știu eu o crâșmă unde putem să tragem o veție bună. Păi cum mă Dobrescule și nevasta ta? Oricum, scandalul era inevitabil. Și-mi plac fructele de mare. E, să... E mai bine să bem o bere. Și cine plătești? Hai că plătesc eu. Hai. Aoleu, săracilor. Papa, ares. Maria, noi ieșim la o bere. Plătește Dobrescu. Cine? Hai că te sunăm noi să spunem unde suntem. Știu unde mergeți.